Sărbătorim a 15-a aniversare a editurii Humanitas Fiction, care s-a înființat în august 2007. Și am zis noi cum să se desfășoare această aniversare. Și atunci ne-am hotărât să facem întâi o lansare. Acum câteva zile a apărut cel de-al optulea roman al unui mare scriitor francez, dacă nu cel mai mare, în momentul de față, este vorba despre Michel Houellebecq, cu romanul lui Anantir, traducătorul care e aici de față, Daniel Nicolescu, și care și-a dat excelența în traducerea acestui roman. A stat mult pe gânduri, ne-am și sfătuit și până la urmă a rămas titlul de la Anantir la Anihilare, titlul pe care am văzut apoi că l-a folosit și alte țări în care s-a tradus cartea. Cartea este contractată peste 40 de țări. Tot Anihilare au pus și celelalte țări de limbi, de limbi romanice. Romanul a apărut 7 ianuarie 2022 în Franța, într-un prim tiraj de 300.000 de exemplare, care s-a epuizat și în momentul de față se află la al doilea tiraj. Invitații mei din această seară la lansarea lui Houellebecq sunt de la dreapta la stânga Cristian Preda, care este scriitor și politolog, este decanul Facultății de Științe Sociale, de Științe Politice, iartă-mă, alături de domnia sa, o mare jurnalistă, care este Sabina Papi și care, autoare prin Humanitas, s-a dovedit a fi o foarte talentată scriitoare. E o carte despre cum se schimbă lumea, despre cum se schimbă politica, despre cum se schimbă democrația, despre cum se schimbă presa, despre cum privesc oamenii, cum încep oamenii să privească moartea, despre cum nu mai vorbim unii cu alții, despre cum se destramă cuplurile și nu mai au motive să rămână împreună. Într-un fel despre declinul Occidentului, poate nu în sensul Spengler, dar mergând în straturi suprapuse. Autorul face exerciții aproape filozofice despre aceste schimbări pe care nu le înțelegem și sigur, pornește de la stratul cel mai facil, cel al politicii, în care bruma despre care ne-a vorbit domnul profesor Preda este un tehnocrat. Democrația nu mai funcționează prin parlament. Parlamentul îi se iau cele mai multe din atribuții. Democrația începe să funcționeze doar prin lideri. Dar ce fel de lideri? Lideri care se construiesc în laboratoare. Acest Bruno, care e un personaj simpatic și pe care președintele Macron, cum ar vrea să fie, îl alege ca posibil succesor, este cineva, în primul rând, o persoană tehnică. A terminat Politehnica, e cineva care e prea auster. Se ajunge la această concluzie, e prea auster să fie el candidatul principal, au nevoie de cineva mai frumos, de cineva care apare la televizor, carismatic, nu chiar ca Zemmour, dar așa un fel de CTP al Franței. Și acest tehnocrat intră în competiție, într-o competiție politică cu omul de media și se dovedește că bine antrenat, tehnocratul, care stăpânește un domeniu, e ministrul economiei, stăpânește bine acest bugetele și tot ce înseamnă economia, are o memorie fabuloasă, primește o antrenoare tânără și plină de energie, care îl învață dicția, îl învață cum să vorbească,
folosind pagini din Cornei. El are o memorie imediată, ține minte orice pagină pe de rost și începe să devină, să aibă individualitate, să devină periculos. Are umor, are, știe să vorbească, știe cum trebuie să arate Franța și din acest moment președintele își dă seama că e periculos. Suntem în 2027 într-o constituție inventată de Welbeck, în care președintele poate reveni la putere, în care președintele poate tăia din atribuțiile Parlamentului și democrația devine așa o pseudo-democrație, cum se încearcă și în România zilelor noastre. Și pornind de la această decadență a lumii franceze și a Occidentului în general, mi se prezintă povestea lui Paul și a familiei lui. Paul e un funcționar care îl ajută pe tehnocrat să își rezolve dosarele, un profesionist, un absolvent de ENA, foarte bine instruit, căsătorit într-o relație care nu funcționează. Și, de fapt, de aici începe cartea să ne arate că nicio relație nu funcționează. Ministrul Economiei e și el în prag de divorț. Paul nu mai vorbește cu soția lui de 10 ani, dar locuiesc în același apartament. Fratele lui Paul se sinucide, tot pornind de la o poveste matrimonială nereușită. Tatăl lui Paul eșuează și el. Și toți devin cumva niște asexuați incapabili să-și dezvolte afecțiunea, incapabili să trăiască împreună. Și cumva poveștile acestor cupluri sunt poveștile imposibilității lumii de a se adapta la felul în care o ia tehnologia înaintea noastră, la felul în care confortul e mai important, la felul în care nu reușim să ne acomodăm cu viața din jurul nostru. Și e o carte tristă, e o carte pe care ne poate întrista pe toți, pentru că e așa o analogie a lumii care nu se poate salva, societății care nu se poate salva și care, la fel ca personajul central, se află în fața morții și trebuie să găsească o modalitate de a recuceri viața. Nu o să vă spun acum cum reușește autorul, el găsește o modalitate, dar aș vrea să vă citesc cel puțin un fragment, că mi s-a spus că trebuie să vorbesc foarte puțin, cel puțin un fragment despre moarte. Aș fi vrut să citesc mai multe, dar... Da. Felul în care se vede moartea în zilele noastre, felul în care ne rușinăm de situația de boli, de felul în care suntem noi, felul în care vrem să arătăm altfel decât suntem, să pretindem că suntem altcineva până la capăt. Moartea era indecența supremă. S-a convenit să fie disimulată cât se poate de bine. Ceremoniile funerare s-au scurtat. Inovația tehnică a incinerării a permis accelerarea considerabilă a procedurilor și încă din anii 80 lucrurile au intrat în obișnuință. Mult mai recent, în pădurile cele mai luminoase și mai progresiste ale societății, începuse și tăinuirea agoniei. Devenise inevitabil. Muribunzii înșelaseră speranța pe care ne-o pusese rămâneri ei. Strâmbaseră adesea din nas când a fost vorba să-și trateze moartea ca pe un prilej de mega paranghelie. Se produseseră câteva episoade neplăcute. În aceste condiții, pădurile cele mai luminate și mai progresiste ale societății
căzuseră de acord că treacă sub tăcere spitalizarea, misiunea soților sau în lipsa acestora a rudelor celor mai apropiate, era să o prezinte ca pe o vacanță. În cazul în care se prelungea, unii utilizaseră funcțiunea mai riscantă a unui an sabatic, dar acesta nu era deloc credibilă în afara mediilor universitare și oricum nu era necesară decât a rare ori. Spitalizările prelungite deveniseră o excepție. Decizia de eutanasieră era luată, în general, după câteva săptămâni sau chiar zile. Răspândirea cenușii era făcută anonim de către un membru al familiei dacă se găsea vreunul, dacă nu, de către un tânăr asistent notariat. Această moarte solitară, mai solitară decât fusese vreodată de la începuturile istoriei omenirii încoace, fusese recent celebrată de către diferiți autori de volume despre dezvoltare personală, aceiași care îl ridicaseră în slăvi pe Dalai Lama cu câțiva ani în urmă și care au cotiseră de curând spre ecologia fundamentală. Vedeau în acest ritual o binevenită reîntoarcere la o anumită formă de înțelepciune animală. Nu doar păsările se ascundeau să moară. Potrivit titlului franțuzesc al celebrului bestseller scris de o autoare australiană, care de altfel dăduse naștere unui serial și mai celebru și mai aducător de bani, și marea majoritate a animalelor, chiar când aparțineau unor specii foarte sociale, ca lupii sau elefanții. Atunci când prindeau de veste că li se apropie moartea, aceștia simțeau nevoia să se îndepărteze de grup. Autorii diferitelor lucrări de dezvoltare personală, subliniind faptul că astfel se făcea auzită vocea naturii și imemoriala ei înțelepciune. Rușinea de a fi bolnav, de a te arăta bolnav, rușinea de a muri de față cu ceilalți, nevoia de a te ascunde și de a-ți ascunde suferința, toate lucrurile acestea fac parte dintr-o lume pe care noi, mai ales aici, începem să nu o mai înțelegem. Și sigur că Weber nu-și ascunde firea sa reacționară, ușoara misoginie, toate astea cumva sunt prezente prin diverse personaje din carte.